Mă aflu la Mănăstirea Călinești. Am căutat-o în internet și am căutat-o în diferite literatură ce țin de mănăstiri și am găsit și această mănăstire. Nu m-am așteptat la așa un loc superb. Chiar în fața mea un stejar enorm, foarte mare stejar. Extraordinar de frumos. Și îndeoși niște stejari vechi. Se vede că au o vârstă foarte mare înaintat. Bine, lumea să te odihnească, văd, împrejur. Până sunt la mănăstire, vreau să arăt un scrinciop. Un scrinciop care seamănă cu un obiect din poveste. Aici este, am înțeles, și pădurară trăiește aici. Un loc foarte frumos. Mamă, ce scrinciop aici. Da, făcut într-un stil foarte frumos. Un loc pentru odihnă, făcut din niște buturugi, din niște copaci. Ia uitați, aici pot să instala un pahar, ceva, o cană. Disă cu flori, un vazon cu flori. Încă un loc. Ca scrinciopul. Un acoperiș așa, improvizat din niște scânduri, niște cherestea. Ce i-am scris aici? Moldova. Moldova. Și o podcoavă. Bănuiesc simbolul norocului. Frumos, frumos scrinciu. Niște copaci special găsiți așa strâmbi, ca cum ar fi niște copaci din poveste, ca niște ființe schelodite. Interesant. Da, niște idei foarte frumoase. Niște idei care arată cât e de bogată fantezia omului. Hai, uitați-vă, niște picioare foarte... Da. Și din spate... Ah. Aici scris că din partea de la spate scrie Meșter Boghiu Andrei. 2014, adică anul trecut a fost făcut. Da, stejar prin prejur, careva cineva se odihnește aici. Da, o impresie foarte, foarte adâncă. Nu m-am așteptat să văd așa colț de rai. Mănăstirea se află în raionul Fălești, sat, departe este satul Călinești. N-am avut ocazie prin zona asta să merg, dar văzând că este așa local, am pus scopul să vin să văd ce este aici. Dar cel mai impresionat și ce văd aici, asta este copaci foarte mari, copaci vechi, probabil că au mulți ani de când sunt sădiți aici. Și că asta așa o... Așa un teren cu iarbă, un teren conjurat de acești copaci. Da, sunt foarte bucuros că am ajuns aici. Cine nu știe de locul acesta poate să vină. Cred că ar avea ce vedea, dar din chiar un simplu motiv să vie aici, să respire acest aer. Să te dai în scrinciop, ce aici fac și acum. Să te dai în scrinciop cât faci, Doamne Dumnezeule. Opa. Da. Îmi place. Bravo meșterului. O
Торло Честой. Проект Скринчев. Да, браво. Где мутно мандат куча кмирамич хуца. Он скринчоп. Хуца, хуца. Паламама дуца. Шинапойку санимутся, так им парь гажат, я сам кукаруца. Аму вара кларк шинапойку каруца. Яр на пойку санимутся. Дай им плач. Кефачену мы аэро чисто. Аэро чисто. Абсолют маркендийский, абсолют курат, абсолют. Да. Мы в мире парти. Шиятам опять территорию монастыри Калинешти. Я в монастыре Шамик, а он срезка активиазайча, сау служеск майкуцели. Якаши клопотели каретраг. Чавана асамонаторку монастыри дела забличень. Лопатели, фрумос, тот материал для конструкции, все конструешти, все жарписи тот веки, чего плакут. Ён лог суперб. Расстегнили. Расстегнили деллем. Таята. Тот чего фумос. Икона Майчи Домнула. Скрестин черсин заскнам лито фи парцета фи поета прикому черешаш пепомон переносить бору далену аз хоклюм жаре нос прикому вертам жна пиш сложно уштишно и ту шпина и спите штицу ешли и чалки клян а на нале тату лыша фила жнула дух амин
Înțeles că asta este un om aici, Domnului, așa o floare, care crește și se agață. De ce zice asta, am înțeles că floarea înflorește ca o mână. Mâna omului, adică mâna Maicii Domnului este numită. Are un miros foarte frumos. Da, chiar îmi place. Maicii Domnului, n-am auzit până acum de așa floare. Prima dată aud de așa floare. Foarte frumos. Nu, ce mergem? Mersi, mersi pentru... Sănătate și succes. Da. Bravo, bravo, bravo. Am înțeles de la un călugăriță de aici. Am înțeles că mănăstirea e foarte veche, din 1774. Adică de vârsta mănăstirii Curchii din raionul Orhei, adică sunt ca niște fiice, ca niște localuri care s-au început construcția tot în timpul acela. Ia că aici se planifică să se construiască încă o biserică, un sobor. Temelia este gata deja, dar temelia este de mult. Adică se va începe, am înțeles, de grabă construcția acestui locaș și merită să fie construit, deoarece acest loc trebuie să fie înfrumusețat și cu un așa local ca mănăstirea de la Călinești. Ceva s-au reparat aici, asta e o casă, un local unde au loc diferite ceremonii ce țin în afara slujbelor bisericești. Nu lucrează mult, nu activează sau nu slujesc multe măicuțe, dar oricum, viața merge și aici, viața ce ține de religie este continuată de dânsele. Dumnezeu să le ajute, să le dea sănătate, să se roage pentru toată lumea și noi la posibilitatea noastră să venim să mai vizităm acest local. Mersi, Domnului, mersi. Cel mai impunător asta e stejare, care, după cum spune măicuța, este scris în cărțile. Aceste mănăstiri sunt tot de foarte mulți ani. Chiar ajung peste 200 de ani aceste stejare. Dar și se vede că sunt foarte bătrâni. Iar eu, cu mare plăcere și cu o satisfacție sufletească, merg să pornesc la drum spre casă și sunt foarte bucuros că Dumnezeu m-a ajutat să vin aici. Da, niște obiecte ce țin de gospodărie, fiindcă mănăstirea aceasta este izolată cât de puțin de centrul raional și de chiar și de satul Călinești. Adică nu e atât de ușor de trăit aici, de ce ține de viața de toate zilele. De ce se depune efort pentru pune efort pentru a supraviețui, a trăi, a activa și a duce religie pe drumul care este dispus și predispus de Dumnezeu. Iată aici am găsit o căruță veche și ceva foarte interesant, așa ca un cap de porc, niște oale, ca un cap de porc, niște
Foarte interesant. Chiar să impresionat tare. A stat dintr-o ciotcă, s-a făcut așa un cap de porc, uitați-vă. Aici ce ține de un teasc pentru dat vinul la teasc. Îmi place. Și un mic scrinciop pe care chiar vreau să-l încerc. Oh. Am avut ocazia să mă dau și în scrinciu pe acesta micuț. Dar natura extraordinară. Și uitați-vă cât e de bine găsit acest loc. Am rămas impresionat la toate mănăstirile care am fost. Peste tot flori, peste tot copaci, peste tot locuri care te face să mulțumești celor care l-au ales și celor care au pus gândul de a începe aceste localuri. Clar că posibilitățile acestei mănăstiri sunt cu mult mai mici față de altele, vizite sunt foarte puține, cum am înțeles, dar mărimea posibilităților își îndeplinesc funcțiile care le-au luat pe umele lor. Și iacă aici este așa un gard și o privire spre mănăstire de la drum. Și dincolo este locul unde am parcat mașina. Deci, Doamne ajută la toată lumea, Doamne ajută la cei care au voință și dorință de a vizita acest loc și ca să-mi iau rămas bun, e ca sunt și eu aici. Sunt foarte bucuros. Sunt chiar foarte impresionat și de aceea cred că ziua de astăzi nu a fost în zadar trăită, deoarece am vizitat această mănăstire. Am aprins niște lumânări pentru sănătatea familiei, pentru pomenirea celor decedați, pentru prosperitatea afacerilor noastre. Am scris niște rețele pentru sănătate și pentru pomenire. Și cu mare plăcere mi-au rămas bun de la acest loc. Sper de grabă să ajung și acasă. Doamne ajută! Vizitați locurile acestea cu istorie bogată și cu tradiții ale neamului nostru, ale religiei noastre ortodoxe. Doamne ajută la toată lumea!